Reprezentanții instituției prefectului fac un apel la informarea din surse oficiale și la respectarea deciziilor autorităților, anunțându-le pe cele mai recente, luate în urma instruirii stării de urgență, printre care se numără interzicerea târgurilor auto și restricționarea activităților culturale, științifice, sociale, religioase, cu mai mult de 50 de persoane și care se desfășoară în spații închise. Prefectul acuză că anumite site-uri de știri din Brașov ar vehicula informații false în timp ce citează pentru acestea surse oficiale de natură să inducă panica. Ieri, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am adoptat hotărârea numărul 7, în temeiul căruia am operaționalizat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la nivelul județului Brașov. În el sunt reprezentați toate instituțiile care au atribuții în gestionarea epidemiilor. Prin același act, s-a decis constituirea serviciului de permanență la nivelul tuturor primăriilor din județ. Vă rog, în încheiere, să respectați deciziile și recomandările autorităților pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Două cadre medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov se află în autoizolare după ce au încălcat măsurile de precauție și au riscat infectarea cu virusul COVID-19. Din fericire, până acum testele au ieșit negativ în cazul lor. Totuși, rămân în autoizolare și vor fi sancționate. Cele două cadre medicale sunt autoizolate, testate negativ la coronavirus. Vor fi sancționate pentru nerespectarea precauțiunilor universale de către DSP Brașov. Brașovul pregătit este apelul lansat de Fundația Comunitară Brașov în contextul COVID-19 alături de conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov. Potrivit reprezentanților Fundației Comunitare, până în acest moment s-au strâns 48.356 de lei din donații și de comun acord cu directorul medical al unității sanitare se vor face achizițiile necesare. În funcție de bugetul generat în continuare prin campanii de donații, Fundația Comunitară va mai participa și la achiziționarea unui nou aparat de testare de plămâni artificiali suplimentar față de ceea ce este în acest moment. Mai multe informații despre posibilitatea de a dona puteți afla și pe site-ul brașovulpregătit.fundațiacomunitarabrașov.ro. A început acțiunea de plantare de puieți în municipiul Brașov. Campania este derulată de reprezentanții primăriei. Acțiunea se desfășoară în primul rând pentru creșterea calității aerului în municipiul Brașov. În această primăvară vor fi plantați în total 5.100 de puieți, iar campania se va concentra pe trei direcții principale: ocolitarea municipiului, aliniamentele stradale pentru arterele de circulație majore și interiorul cartierelor. Anul acesta vor fi plantați arbori din următoarele specii: salcâm, arțar sau tei. Cu această ocazie și reparăm poate că anumite locații unde fie s-au uscat, fie au fost distruși, rupți, puieții pe care i-am plantat în perioada trecută, înlocuim absolut tot și în plus de asta creăm și zone noi unde s-au efectuat lucrări sau au fost anumite sistematizări făcute și necesită acest tip de plantări pe care le derulăm începând de astăzi. Sper ca să se alăture și nouă alți doritori care doresc să facă acest lucru. Îi așteptăm cu mare drag să-și planteze fiecare câte un pom, câte un arbust, să aibă grijă după ceea de el și după zeci de ani de zile să vină și să vadă că a făcut o treabă bună cu câțiva ani de zile în urmă. Direcția Regim Permisă de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor reamintește că în perioada 11-31 martie 2020 activitățile specifice de înmatriculare și preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției drpciv.ro, secțiunea Programări Online. Totodată, începând cu data de 17 martie 2020, se suspendă activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretică și proba practică, la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale. Serviciul public comunitar de pașapoarte va prelua cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare, numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor online.
La biroul apostilă, persoanele care se prezintă pentru depunerea și eliberarea documentelor vor avea acces într-un loc special amenajat, cât mai izolat și cât mai aproape de intrarea în instituție. Persoana care va desfășura activitatea de primire și eliberare a documentelor va fi echipată corespunzător cu echipament de protecție. Igienizarea spațiilor destinate activității de relații cu publicul va fi realizată din 2 în 2 ore. Coronavirusul închide pârtile și cabanele din Poiana Brașov. În urma discuțiilor avute de edili cu reprezentanții firmei care gestionează amenajarea pârtilor, cu cei care gestionează transportul pe cablu, precum și cu cei ai unităților de cazare din Poiana Brașov pentru a reduce riscurile răspândirii virusului COVID-19, începând cu data de 19 martie, sezonul de schi 2019-2020 este considerat închis. Menționăm că aceeași măsură a fost luată și de alte țări cu tradiție în practicarea sporturilor de iarnă din Alpi, Italia, Austria, Elveția, Franța, care au anunțat închiderea totală a zonelor de schi, inclusiv pe ghețari, pentru a elimina motivația deplasărilor în scop turistic. În acest moment, cele două cabane din masivul Postăvaru și-au suspendat activitatea cu publicul. Totodată, mai multe unități hoteliere din Poiană au anunțat deja că își suspendă activitatea. Opera Brașov se alătură campaniei declanșate la nivel mondial de limitarea răspândirii coronavirus. Soliștii Operei Brașov nu își abandonează publicul și le cântă brașovenilor, de acasă, din mijlocul familiilor. Stăm acasă pentru că ne pasă. Rămâneți sănătoși. Acesta este mesajul transmis în această perioadă de angajații Operei Brașovenilor.